Pe 20 septembrie, Transfăgărășanul, drumul printre munții Făgărașului, a împlinit 47 de ani. Timp de 4 ani, între 1970 și 1974, militari și civili s-au luptat cu natura pentru construirea a ceea ce a devenit șoseaua circulabilă, aflată la cea mai înaltă altitudine din România, 2042 de metri, până la inaugurarea Transalpinei, inaugurată oficial pe 20 septembrie 1974. În 1968, după invadarea Cehoslovaciei, Nicolae Ceaușescu și-a dorit realizarea unui drum strategic care să lege Muntenia de Ardeal. Astfel, specialiștii au fost trimiși să studieze la fața locului posibilitatea construirii unei căi de acces care să taie munții Mehedinți și pe cei ai Cernei, astfel încât în cazul unui atac, armata să aibă mai multe variante de a, a ajunge în Transilvania. După câteva luni în anul 1969, planurile s-au schimbat și a apărut ideea a unui drum peste munții făgăraș, un drum național cu două benzi. la realizarea celor peste 90 de km de șosea, în total au fost făcute circa 4 milioane de metri cubi de derocări și terasamente, construite 28 de poduri și viaducte în beton și fier, 550 de podețe, precum și un tunel rutier în lungime de aproape un kilometru, care străpunge masivul muntos între vârfurile Negoiu și Moldovianu, potrivit ziarului România Liberă din 21 septembrie 1974.